din episodul anterior. Dar pot să te ajut cu cel pe care îl cauți? Hei, cineva acolo? Îți recomand să nu intri. Nu. Tu? Nu se poate. Tu ești... eu? Așa ceva e imposibil. Nu. Unde sunt? Hei, e cineva aici? Ce? Hei! Gata, băi nebune, nu mai urla atâta cât trezești toată pădurea. Imediat vin mistreții pe tine și sar. Visez? Sigur visez. Trezește-te odată! Trezește-te! Băi, tu te crezi în pădure de urle așa? Gura mai mică. Păi da, din câte văd sunt în pădure, unde să fiu în altă parte? Trebuie să urlu, să mă ajute cineva. A, da, ai dreptate. Dar te rog, nu mai urla, că altfel s-ar putea să vină ursul la tine și nu cred că o să-ți placă prea tare. Vrei să vină ursul? Ce? Sunt urși aici? Te rog, spune-mi că visez. Nu visez. Dar pe bune, chiar sunt urși aici. Deci s-ar putea să vină să te întâlnești cu el. Te scoate la o cină romantică, dacă înțelegi ce zic. Mă rog, cine s-ar putea să fii tu? Păi și cum am ajuns aici? Te-a dus celălalt, tu. Mi-a spus că mai bine să te ținem aici până când îți dai seama de o anumită chestie și să mai vorbești cu noi. Și că ceva de sentimente sau ceva de genul acesta. Cu toate că eu nu prea te plac. Celălalt eu? Cum adică celălalt eu? Eram singur, cred. În locul tău aș fugi. Ce s-a auzit? Hei, e cineva aici? Alo? În locul tău aș fugi, pentru că se apropie. Nu. Unde? Nu. Nu ești real. Nu, spunem că nu ești real. Ba da, sunt cât se poate de real. Știam eu că e doar un vis. Din fericire, nu e niciun vis. Cum e posibil? Arăți exact ca mine! Cumva am băut ceva ce era stricat? Sigur, laptele ăla din frigider era stricat. E, cred că de-aia avea gustul ăla nasol de brânză stricată. Nu ai băut nimic stricat, cred. Oricum, nu asta contează. Contează să înțelegi faptul că eu sunt tu. Dar cum? Suntem frați gemeni cumva, de mult pierduți? Nu suntem frați gemeni. Atunci ești tatăl meu care seamănă foarte bine cu mine pentru că se cam poate, pentru că ai cam multe fire albe în cap. Deci, nu sunt nici taică tu. Și pe bune, chiar am fire de păr albe în cap prea multe? Cred că trebuie să mă vopsesc. Oricum, nu sunt taică tu. Atunci ești vărul meu foarte îndepărtat? Nu sunt vărul tău. Atunci unchiul meu? Nu sunt nici unchiul tău. Bunicul? Nu. Străbunicul? Doamne, nu! Bunica? Nu și nu. Sunt tu cel din viitor. M-am întors înapoi 5 ani, adică în prezentul tău, m-am întors înapoi 5 ani în trecut ca să te avertizez pe tine să ai grijă. Și să nu faci vreo prostie. E clar cine a băut laptele stricat. La tine e problema, nu la mine. Sau, cred că am băut amândoi laptele stricat, sigur. Ok, fii atent. E clar cine a băut laptele stricat. La tine e problema, nu la mine. Sau, cred că am băut amândoi laptele stricat, sigur. Wow,
Deci am senzația asta de deja vu, ca și când s-ar fi întâmplat deja asta odată și am mai zis chestia asta. Asta pentru că te-am întors înapoi în timp cu 5 secunde. Pe bune? Mai fă o dată! Ok. Pe bune? Mai fă o dată! Wow! Ce tare! Încă o dată! Nu, nu te mai întorc încă o dată, pentru că după aceea dăm viitorul peste cap. Acum că ai terminat cu prostiile, fii atent la mine, neapărat, pentru că am ceva foarte important să îți spun. Te rog, ok? Te cred? Gata? Deci tu ești eu și eu sunt tu și tu te-ai întors la tu cel din trecut, adică la eu și eu sunt aici cu tu. Totuși, de ce ai venit aici? Am venit să te avertizez să nu renunți la puterea de a mai putea vorbi cu obiectele. Pentru că dacă faci acest lucru, și tu și eu, adică noi doi, fiind aceeași persoană, vom avea de suferit. Și crede-mă, nu vrei să știi despre ce este vorba. Așa că te rog, renunță la chestia asta, nu mai fi tu cu nebuniile tale și crezi că ești nebun, pentru că totul e normal, bine, doar la tine, crede-mă, te rog, nu renunța. De ce? Nu am voie să îți spun, pentru că altfel tot viitorul va fi dat peste cap, iar eu și tu, adică noi, eu, tu, mă rog, înțelegi, nu am voie să spun. Trebuie să-ți dai seama singur de chestia asta. Nici gând. De când a început toată nebunia asta, mă simt exact ca un nebun din acela la spitalul de nebuni. Deci, dacă ai venit aici, te rog frumos să mă ajuți, că altfel eu nu am cum să te ajut pe tine. Deci mă ajut sau nu? Că altfel te dau direct afară, nu știu de unde ai venit tu sau ceva de genul ăsta. Înțelege că nu am cum să-ți spun. Trebuie să-ți dai seama singur. Te rog, concentrează-te, liniștește-te, pentru că totul e normal și puterea asta este foarte specială pentru că cu timpul va fi mult mai mare și îți vei descoperi și alte puteri. Atât pot să-ți spun. Altceva trebuie doar să îți dai tu seama singur. Atunci du-te, întoarce-te pe planeta ta de viitorul tău, trecutul tău, prezentul tău, habar n-am de unde ești tu, adică eu, adică tu, înțelegi tu. Te rog, pleacă odată, ok? Am plecat, numai bine ai grijă în vortexul ăla tău pe care intri acolo și ieși în viitor. Mă rog, înțelegi tu, adio! Oh. E clar că eram cam ciudat acum 5 ani, dar mă rog, poate sunt și acum, dar oricum cu 5 ani eram dezastru. Nu știu cum pot trăi eu cu mine. Ceva de genul. Mă rog, dificil mai sunt. M-aș bate singur, serios, acum de nu m-aș bate singur. Aia e, trebuie să am grijă de mine, pentru că altfel s-ar putea să nu mai... nici nu pot să spun. Hei, tu chiar ești din viitor? Da. Dacă ești drăguț, poți cumva să te întorci înapoi în trecut și să oprești oamenii să mă transforme într-o noptieră? Pentru că mă cam enervează, de fiecare dată îmi pune numai lucruri ciudate la mine în sertar. Dacă vrei să vezi, poți deschide sertarele mele și să vezi ce am în mine. O să te cam sperii. Deci, poți te rog să mă ajuți? A avut dreptate Florentin cel de acum din prezentul acesta. Chiar sunteți enervanți. Și da, mi-aduc și eu aminte că eram destul de nervos când vorbeam cu obiectele acum 5 ani. Într-un fel îl înțeleg. Dar tot nu trebuie să renunțe la puterea asta. Auzi? Poți să mă folosești și pe mine? Poți să aprinzi lumina? Te rog, hai, apasă și tu pe mine. Hai, apasă. Te rog, să fie lumină, cum se spune. Mă rog, lăsând asta la o parte. Dar ce se întâmplă dacă renunță la puterea de a mai vorbi cu noi? Ceva foarte groaznic. Dacă el va renunța la această putere, el nu va mai... Dacă vreți să aflați ce se va întâmpla în caz că el va renunța la puteri, dați un mare like să ajungem la 30.000 de like-uri și în momentul în care vom ajunge la această sumă de like-uri, vom posta următorul episod cu decizia. Nu uitați să lăsați și un comentariu să-mi spuneți ce credeți voi că se va întâmpla în caz de el va renunța la puteri sau poate nu va renunța. Așa că aștept comentariile voastre să văd părerea voastră și încă o dată nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că acolo dau mai multe indicii despre ce va fi în episoadele următoare. Așa că aveți totul în descriere, abonați-vă dacă nu ați făcut-o și bineînțeles noi ne vedem în episodul următor. Salutare!